Începem astăzi o lucrare însemnată și gustoasă despre rădăcinile noastre și despre gusturile copilăriei. Începem lucrul la un dicționar în care, în loc de cuvinte, azvârlim bucate și mâncăruri găsite prin bucătării și cămări de pe tot cuprinsul țării. Deschidem la întâmplare dicționarul la litera R și găsim remetea mare, acolo unde-i fruncea îmbanat. O călătorie culinară, o găzdăriță cu cântec și trei rețete care mai de care. Zupă de cocoș, păturată pe crumpi și scoverzi. Prima călătorie culinară are o destinație aparte. Remetea Mare, o veche localitate din inima Banatului. Un loc al interferențelor culturale, etnice și firește culinare. Banatul istoric a fost în epoca modernă o provincie în care trăiau 16 etnii, între care români, germani și sârbi erau cei mai numeroși. Iar denumirea de Banat vine din perioada dominației coroanei maghiare, când au fost numite Banaturi toate comitatele de graniță, conduse de un ban. Denumirea s-a limitat apoi doar la Banatul de Timișoara. Remetea Mare este locuită în majoritate de români, care își duc viața în armonie și bună înțelegere cu ungurii, șfabii și alte neamuri. Remețenii, ca toți bănățenii, se mândresc că sunt altfel decât restul țării, pentru că au preluat tot ce e mai bun de la națiile cu care au conlocuit sub Imperiul Habsburgic. Vorba asta e valabilă și în bucătărie, sau cuină, cum îi se zice prin partea locului, pentru că în oalele gospodinelor s-au amestecat rețete și arome ungurești, ori nemțești, supe, paprika și gustul dulce sunt elementele de bază ale gastronomiei din Banat. Ziua bună! Astăzi avem goști într-o cuină bănețeană, adică pentru toată lumea, pe înțelesul tuturor, musafiri într-o bucătărie din Banat. Doamna Laura, gazda noastră din Remetea, este nu numai o gospodină desăvârșită, dar și o artistă faimoasă prin partea locului. Așa că aici colo vom împleti muzica ei cu povestea bucatelor pe care le va pregăti pentru noi. Astăzi, trei feluri tradiționale, adică o masă completă pentru un brânz în zi de sărbătoare. Deschidem cu o zupă de cocoș, apoi trecem la felul principal, o păturată pe crumpi, iar ca desert, scoverzi, adică clătite bănățene. În acord cu găzdărița noastră, începem cu felul îl mai complicat. Am ales să pregătesc o rețetă care se numește păturată pe crumpi. Să nu credeți că e așa o mare filozofie, crumpul este ăsta, adică un cartof. În fapt, o plăcintă cu brânză, care se odihnește pe o tocăniță zemoasă. Păturata pe crumbi a fost la origini o rețetă șfăbească destinată postului Paștelui Catolic. Tot înainte vreme, păturata se făcea în țest, un fel de clopot de pământ sau fontă care se punea în vatra cuptoarelor tradiționale. Ulterior au venit îmbunătățirile atât tehnice cât și culinare, pentru că știut este că, dintre toate legumele, bănățenilor le place îl mai mult carnea. Eu am ales astăzi șoncul nostru bănețan, care este o pulpă de porc maturată, sărată în saramură, afumată. Am desărat-o puțin pentru rețeta asta. Și o să o pregătesc un aluat, dar începem cu începutul, care este curățatul crumpilor. Bănățenilor le place să mănânce bine. Nu e zi de la Dumnezeu în care să nu aburească pe masă o zupă sau niște plăcinte îmbietoare cu brânză. Și dacă în timpul săptămânii se servesc de obicei două feluri la masă, în zilele de sărbătoare e un adevărat festin, un maraton culinar în care gospodarii se întrec în bucate și în musafiri. Se mănâncă obligatoriu zupă din pasăre de casă. Carnea asta de pasăre din supă, alături de morcovi, de cartofi fierți, de țelină fiartă din supă, se mănâncă cu sosuri dulci la noi în Banat. Sos de părădaisă, sosul de roșii, dar îndulcit, cu un adaus de miere sau de zahăr. După care urmează un al treilea fel, sarmele.
Uneori se elimină, dacă ieri în flaș nu obligatoriu să fie și sarme, dar în orice caz la petreceri sunt toate astea. Și apoi friptura de pasăre, de porc, șnițele, prăjituri de tot felul. E o vorbă în Banat care spune că bănățanul care e slab, ori prost, ori beceag. Așa că gospodinele grase și frumoase se dau peste cap în bucătărie, amestecă aromele și gusturile, combină rețetele din vecini, numai să nu cumva să piardă din putere. Acum va trebui să spăl toate chestiile astea, să tai ceapa, călesc ceapa, pun păprică, ce mai pun, crumpii, carnea. Ceapa se taie ca pentru orice altă tocăniță, cât mai mănunt, dacă vrem să se facă mai iut. Pe la noi se preferă carnea cât de grasă. Șoncul meu, după cum se vede, e bine garnisit cu clisă, ceea ce în restul țării este clisa, denumește altceva. La noi este partea de grăsime, slănina de pe carne. O să tai niște felii pogane din șoncul ăsta al meu. Homemade, 100%, ai făcut de noi, uite ce frumos arată. Și asta va constitui baza cărnoasă a mâncării mele. O să-i dea un gust foarte fain, bogat, ușor afumat. Îl tai în bucăți potrivite. Cât să placă meseanului, cât să-i placă să găsească o asemenea bucată în mâncare. O să pun cărnița asta cu grăsimea de pe ea într-o oală. Și o să o călesc fără adaus de altă grăsime, pentru că o să lasă ea suficientă pentru călitul cepei și ceea ce va urma. Până când șoncul se călește, hai să tai crumpii în bucăți nu prea mari, nu prea mici, nu prea mărunte, pentru că deasupra lor va trebui să se facă și o plăcintă. De-aia nu vrem să fiarbă prea devreme și să nu apuce restul ingredientelor să fie destul de pătrunse. Cărnița noastră deja e rumenă, chiar arată foarte bine. Și a lăsat și ceva grăsime. Și acum o să adaug ceapa. Ca la majoritatea mâncărurilor cu sos, ceapa este baza. În timp ce șoncul se prăjește pe foc cu ceapă, șogăcița noastră nu pierde timpul și se apucă de păturată. Procedeul e simplu. Făină, apă, puțină sare și doar o picătură de oțet, cât să facă aluatul mai elastic. Aluatul are nevoie de un timp de odihnă. Odată ce va fi bine frământat, va trebui picurat puțin ulei deasupra lui și lăsat acoperit cu un șervet umed într-un loc răcoros, ca să se relaxeze și să mă lasă să-l întind să fac ce vreau cu el. În timp ce doamna Laura frământă de zor la aluat, iată că și primul gost, oaspete, în traducerea din bănățeană, sosește în vizită. Ademenit probabil de mirosul îmbietor al bucatelor încinse pe foc. Bună ziua! Bună ziua! Acasă-i gazda! Bine venit! Acasă! După cum vezi, găzdărița e ocupată până peste cap. Recunoști despre ce-i vorba așa, după cum arată? Măi, dacă ar fi după mine, acolo scrum cu morconi, o țărdă clisă, o țărdă brânză, ia câtă niște colași, bag de-o seamă, e răchie sau e vin? Ei, ia că e uloi. Uloi, nici răchie, nici vin. Dar poți să te îmbiși cu o răchie. Api, eu am început să îmblu prin sat. Vrei să-ți ajut o țără? Nu, ia că am tras la o parte cât au oală. Am început să îmblu prin sat. Că s-apropie Nigeia, s-apropie ruga. Anul ăsta tu ești căpăraș. Eu mi-s căpărașul. Ce-ai pus? Căpăraș, da. Nașul nu mi-s eu. Mi-s numai căpărașul. Și de-aia am zis nașul să îmblă prin sat, să-i chem pe oameni, să aducă bani, că vrem să facem rugă cum se face. Hai să zicem la toată lumea, și cu ruga, și cu căpărașul, și cu nașul. Ruga sau Nedeia este un obicei tradițional bănățan, care pornește de la o semnificație religioasă. Sărbătorirea hramului bisericii. Cu timpul însă ruga s-a transformat într-un eveniment social. După slujba de la biserică, încep să vină goști, adică rudele, prietenii, vecinii și chiar trecătorii, și se așează în jurul măsaiului de sărbătoare, mai plin ca niciodată în timpul anului. Se sărbătorește cu muzică bună, dansuri
căci se știe bănățenilor le place la nebunie să danseze și să se distreze. Ruga este organizată de naș, anunțat la sărbătoarea precedentă, iar banii pentru muzicanți sunt strânși de așa numitul căpăraș, cum e domnul Dan în acest an. Înainte vreme, oameni buni, era concurs ăla care avea mai mulți goși. Eu știu de o povastă de aici de la noi, când tata și cu fiul au avut casa unul lângă altul. Și se ducea tatăsul și vegea și îi număra câți goși ești. Și zicea, au, are 15. Fuga la sat, la mijloc, la joc, și pe care întâlnea, la ducea acasă la el. Mergea după aia copilul la tatăsul și se uita, au, 20. Fuga! Și aducea. Tot așa. Nu conta cine îi, de pe unde îi. Numai să fie acolo la masă. Fac o păturată pe crumb. Așa. Îți place? Doamne! Și mai departe? Fac și o zupă până să fierbe păturata, să o fierbe. Auzi, și zupa. Pe la noi în Banat, dacă nu dai zupă la gost, nu-i dai nimica. E, vezi? Și m-a învățat pe mine un cantor de-al bătrân de la biserică, oameni buni. Șuliți urechi, agică ascultați sămiță. Când ce duci undeva în gostăie și ți se dă zupă cu tăiețăi, agică supă, da? Supă, ca zic domnei mari. Ca să-ți umpli tănieriu, adică farfuria de tăiței, iei caucu, adică polonicu, învârți de 3 ori, așa, și a 4-a oară ai pus frână. Băi, frate, când ai pus frână, toți tăiței sunt la cine în cauc. Și atunci, ești sătul. Dar restul nu ce mai interesează. Aluatul deja mi se desface frumos de pămâni. Asta înseamnă că ar fi cam bine frământat, se apropie de final. Auzi, dar ai făcut așa cum se zice, că dacă nu a sudă grinda, nici nu-i bun aluatul. Vezi, numai tu m-ai ținut de povești. Și n-ai știut că ai sudat. N-am știut că am sudat. Că așa e la noi. Și că dacă a sudă grinda, e bun aluatul. Dacă nu, mai trebuie mestecat în el. Oameni buni, haide să vă povestesc o țară ce e așa cu asta. Vigeți, aici e un joc de boi. Mă, și ne bea prăstă măsură, a pe bou să face. Da, ai pus aici ca să bei cu măsură, ca să știi. După ce aluatul de păturat a fost dus la rece, de căpărașul a ajuns ucenic în cuină, gazda noastră se întoarce la bucatele lăsate la foc. Tu pune că eu învârt. Vezi ce înseamnă să lucrezi la patru mânuri? Unii cântă la patru mânuri, noi lucrăm la patru mânuri. Noi gătim. Da. Păturată pe crumpi. Ideea e că după ce se pune boiaua, păprica, în mâncare, trebuie imediat venit cu ceva, cu un aport de lichid, pentru că se arde foarte ușor, își schimbă și culoarea. Dar zi-mi și mie, de ce ai pus crumpi așa de mari? Mă, să aibă vreme să fiarbă. Știi că deasupra vine plășinta aia, să nu se spargă tot. Să nu se spargă tot. Și acum adăugăm și câtă apă. Sare nu pun în momentul ăsta, pentru că, de ce? Pentru că am pus carne care e sărată. Așa, pun și două frunze de dafin pentru aromă. Iaca, asta o să dea o aromă faină. Punem un capac și lăsăm să mișcorească așa, la foc mic. Hai, noroc, și Doamne ajută la tot natul. Doamne ajută! Din brânza, cu brânza asta o să fac pe umplutura pentru păturată. Jumătate din ea o păstrez pentru altfel. Umplutura de la păturată va fi din brânză. Eu am pus și câta brânză sărată, telemea. În brânza asta punem niște ouă. Două ar fi destul. Și o amestecăm bine de tot. Asta e pentru păturata cu crumpi. Da. Cu mâna se amestecă al mai bine, zic eu. E cel mai bun instrument. Așa s-a făcut întotdeauna. Da. Mă aveți că cu domnii acum de la oraș, numai mărșinuri de făcut mâncare este. Brânza e frământată, bași bine. Și o las deoparte până când va fi bună păturata de încins și de umplut cu brânza asta. A venit vremea și pentru zupa de cocoș cu tăiței. La masa de prânz a bănățanului, supele sunt aproape nelipsite. Ceea ce face duminica specială în Banat este o masă
de la care se simte mirosul apetisant al unei farfurii aburinde de supă cu zdrențe din ou bătut. Dar nici zupa cu tăiețăi gătită de doamna Laura nu e mai prejos. Ia că te-l aici. Ia să vedem. Și ai zis că nu a fost așa grasă. Ia câtă care are prăielută și galbenă. Îi, galben? Păi dai cocoș de casă. Păi cinăr, nu-i cinăr, cinăr, cinăr. Morconi? Morconi. Ce mai bagi? Țelină, ceapă, pătrunjel, dar să știi că e tare mic. Nu s-o făcut pătrunjel, dar rădășină, nu frunză. Rădășină de pătrunjel, la sfârșit. Ceapă, neapărat. Ceapa, eu zic că dă gustul de bază la cele mai multe mâncăruri. Și îi dă dulceață la mâncare, consistență, savoare. Tot ce-i trebuie să fie bună, nu? Da. Așa, zupa asta dă cucoș cu o țără tăiței, nu? Da, facem și tăiței. Da, la noi fala la supă e să fie tăiței cât mai subțiri, ca firul de păr. Și fala la zupă e să se vadă fundul la cineri, așa de limpede să fie. Ai. Atunci e zupa bună. Dar am auzit eu un secret, că dacă pui o țără de apă rășie, prăstăiasă... Păi n-are voie să fie arbă, ai știi tu ceva. Păi nu mai... N-are voie să fie arbă în clocote mari. Trebuie tot timpul clocotele mici, potolite cu un pic de apă rece. Bun. Mai turnăm o bucală de apă, să fie lichid suficient până să fierb toate așa. Să se facă zupă. Da, punem și câtă sare de la început. Sarea e bună că adună spuma din carne. Spuma e aia care tulbură, face zupa. Da, nu o face cum trebuie. Da. Și o punem la fiert să mișcorească așa la foc foarte mic. Ia să vegem crumpii noștri pentru cumăs. Ia un șapuță. Ia că tăi, vieți? Uh-huh. Da, să arată mâncare. Începe să se facă. Ne apucăm de tăiței. Da. Cam câtă fănină sau câți tăiței mai bine zis facem? Pentru o zupă? Pentru o sau zupă. Sau să mai și rămână? Nu, facem pentru o zupă. Să fie proaspăt tot. Da. Trei mânuri de fănină. Eu așa știu, când iau de două ori cu cavul cu ăsta mare, cam așa, cam 350 de grame. Câte ouă? Păi eu pun două de la început. Dacă mai trebuie după aia ou sau fănină. Cu o țără praf de sare. Da. Cât de groș îi fac? Cât de subțire pot. Cât pot eu de subțire, așa-i tai. Oricum nu-i fierbe mult să-i lăsăm. Bun, dar văd că ți-o ieșit la tăiței. Nu ieșit? Păi da. Să tot mânci, să împli târbanul. Îți place gros, ai spus. Gros, să iei cu calcul gros. Da. Tăiței cât de mulți. Ia că iară mi-ești de ajutor, răsfir la tăiței. Păi măcar atâta, dacă tot mi-s aici, să nu stau în taină. Cât a lucrat la tăiței, s-au scurs cele 20 de minute și aluatul de păturată este de acum gata de umplut. Uite, aluatul, care a stat un sculei, stat la rășe. Și acum se întinde frumos cu sușitorul atâta cât se poate de subțire. Cu sușitorul... E numai înșeputul. Numai înșeputul. Aluatul ăsta se ia așa cu mâinile, pe dedesubt, și se întinde cât mai subțire. La un moment dat trebuie să fie mai mare decât masa, să depășească marginile mesei. Dar până atunci o să mai picurăm și câta oloi pe el ca să nu se uște. Dacă se usucă excesiv, nu-i bine că nu se crapă. Mai e, se crapă. Tai-mi frumos, l-ai încins prăstătot. Cu mâna. Da. Nu merge cu pensula, pentru că se rupe aluatul. Repede și ușor se rupe. Din asta se face și plăcintă la noi. Se face o foaie cât mai subțire. Ai păturată cu ludaie. Cu brânză, cu mere, cu nucă, cu tot și-o dat bunul Dumnezeu. Mai stropim cu câta oloi. Și acum urmează brânza, care să presură pe toată suprafața. Adică brânza aia care ai făcut-o cu oțel de ou care am frământat-o cu... sărată am pus și mai dulce. Aș fi putut să pun numai brânză proaspătă, dar atunci ar fi trebuit să o sărez, să pun sare. Și ca să scăp de sare, ai pus brânză cu sare. Da, am pus un pic de telemea și am îmbinat-o cu brânza făcută de mine.
Și acum iacă-te cum se suce pătura ta. Păturată zdravănă. Măi, bătutul m-o să mă bată el cu norocul. Dar așa ceva n-am văzut de când mama m-a făcut. Să suși păturata cu... Cu măsaiul. Cu măsaiul. Hai, lungesc eu că e cam groasă. Ea oricum va mai crește la fierbere. O mai sușim odată, o învârcim acum. Da. Măi, dacă eram la emisiunea aia pentru animale, ziceam că e un șerpe. Nu-i șerpe, da. Îi scoarne de berbeșe. De berbeșe. Da. Și punem acum prăstă crumb. Și acum o luăm așa frumos și o transferăm peste oala cu crumpii care fierb încet. După aia putem să dăm și focul mai tare, cât a. Așa. Și mai punem și prăstăia astupuș? Punem astupușul. Și o să se fiarbă vreo 40 de minute. Cu astup, cu capac, sub capac, ca să fiarbă în aburi, în sos și în aburi. Cât au stat la Givan, adică de povești, șogăcița și gostul ei mai au dat gata felurile principale. Așa că a venit vremea pentru scoverzi, clătite bănățene sau ca la Ana Lugojana. La bănățeni așa se numesc clătitele, scoverzi, dar astea sunt unele mai speciale. Au apărut prima dată în jur la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, într-un loc care era foarte la modă pe vremea aia. Pe drumul între Lugoj și Făget este un han care se numește Ana Lugojana. O ai petrecut vreodată pe acolo? Doamne, nu mă întreba, nu mă întreba că trebuie să zic și dacă zic, mai bine tac. Așa, muzică bună, multă clientelă și probabil din dorința de a satisface toți acești clienți care petreceau acolo. Deși spunea Ana Lugojana. Așa se numește. Păi vezi, deși... Au inventat aceste clătite, niște clătite speciale. Aluatul pentru clătitele Ana Lugojana este unul obișnuit, adică ouă, sare, făină și apă minerală. Rețeta pare una cunoscută, dar de la un moment dat lucrurile iau o întorsătură mai gustoasă. Uite, vezi, așa ai făcut ca la coleșă, că la coleșă se spune câți bumbi ai în coleșă, adică cât ce cocoloașă, atât cea drăguță are bărbatul. A, bărbatul meu n-are nicio drăguță, că n-are niciun fel de cocoloașă aluatul. Dar nu, că numai la coleșă e bun, la scoverzi nu. Nu se pune. Nu se pune, la scoverzi nu se pune. Clătitele astea, ți-am spus, au și bezea deasupra, au și, în afară de umplutura de brânză, o cremă de vanilie, da. Am nevoie de 6 ouă pe care le separ. Adică numai gălbenuș. Gălbenuș într-o parte și albușul în alta. Acum, pentru bezea, ca să se bată albușurile mai bine și mai iut, eu așa știu să pun... Oțel de sare. Oțel de sare. Și începem cu încredere și dăm cu telul până se face spumă. Auzi, dă-mi să le bat eu acum, dacă tot mă mâncar la ouă așa. Hai da, hai da. În timpul ăsta eu pot să mă ocup de altceva. Și api smântână iară câtă puni? Câtă mă lasă sucul. Și asta va constitui crema de deasupra clătitelor. Cum zice francezul, crema la crem. Când eram eu copilă, se spunea să mergem la hanul Ana Lugojana să mâncăm niște clătite cu lapte de pasăre. Lapte de pasăre, da? Da. Pentru că aveau bezea deasupra și crema asta de vanilie. Ana Lugojana. Dar mai bine să nu încep să cânt, că să pierde cu firea bucătărea asta. Brânză. Adică umplutura. Brânză cu stafide, cu ouă, cu cucor. Adică cu... După cum vezi, niște sarmale destul de generoase, așa. Sarmale ca la Ardeal. Așa, și bezea. Bezea o le pun după ce le montez. Ah, când e gata. Bun. Foarte bun. Verdictul. Aia, după ce stau ca la vreo 8-10 minute în cuptor, să apuce să se facă crema asta, atunci punem bezaua.
Cât timp clătitele sfârie la cuptor, Ana, remețana noastră, strecoară zupa, adaugă tăieței, câțiva morcovi pentru decor și la sfârșit pătrunjel. Păturata aburindă e și ea gata de a fi ornată cu pătrunjel. Cât despre clătite, acum vine partea cea mai frumoasă. Și acum vrei să zici că pui o țăr de bețea prăstăiele și le mai băgăm o dată la dubă. Le mai băgăm o dată la dubă, exact. Bun. Mă, să-mi dai o lingură mare. Da, păi nu plec acum nici să mă scoți afară, nu ies. Mă scoți spre ușă, intru spre geam. Mă scoți spre geam, intru spre ușă. Ia cât, astea sunt clătitele bănățeli. Ca la Ana Lugojana. Da. Și acum merg înapoi la cuptor. Până când se rumenește bezeaua asta de pe ele puțin. Adică mai voci 5-10 minute. Așa. Bucatele au fost gătate, iar gostul are privilegiul de a le gusta primul. Doamne, ca bună-i! Nu mai stați pe gânduri, dragii noștri! Veniți! Veniți cât mai repede în Banat să vă înfructați din toate bunătățile pământului, dar mai ales de ce a făcut socăcița noastră astăzi. Dumnezeu s-o țină și s-o îmbucure că macar un om pe lumea asta l-ai săturat. Căpărașul a mâncat bine, a primit și banii pentru rugă și acum e în căutare de muzicanți. În atmosfera acestei sărbători tradiționale bănățene și cu vocea minunată a Laurei Laurințiu, găzdărița de astăzi, încheiem prima noastră călătorie culinară în care am bifat trei rețete numai bune de trecut în dicționarul produselor tradiționale. Săptămâna viitoare răsturnăm harta și ajungem hăt departe, tocmai în Bucovina, să aflăm ce secrete ascund moldovencele în oalele bunicii și cum se povestește în dulcele grai moldovenesc. Vă poftim atunci și pe dumneavoastră. Să ne vedem sănătoși și îndestulați! La săraș în munce, până am pornit, la jumătate ce drumul am și ostănit. Încă o primăvară, când o pun în cui, baș-mălcem că gealul nu mai pot să-l sun.